Campionatul național de box pentru cadeți s-a desfășurat de curând în Sulina. La startul competiției au participat aproximativ 200 de pugiliști de la mai multe cluburi din țară. Evenimentul a fost rezervat sportivilor născuți în anii 2000-2001 și s-a desfășurat la 18 categorii de greutate. În ring au urcat în ring și 5 pugiliști de la CSM Târgoviște, care au demonstrat că dacă muncești, rezultatele nu vor întârzia să apară. La categoria 50 de kilograme, cu sportivul Rudaru Ciprian am obținut medalie de bronz. La 52 de kilograme, Dragoș Stoica medalie de bronz și la categoria 76 de kilograme, prin Grigore Andrin, tot medalie de bronz. La această categorie vreau să spun că am fost frustrați în meciul cu Steaua direct în semifinale, ne-a furat foarte rău. Dacă sportivul nostru l-ar fi dat învingător, ne fura, ieșea campionul României. Totuși, pentru mine este o mare câștig, copilul ne-a demonstrat că are curaj și are voință și se poate la anul să-l scoatem sigur campion, fiindcă e născut în anul 2001. Și pentru că știe potențialul elevilor săi, Nicu Tamaș spera la un titlu de campion. Speram chiar la categoria 7-6, speram cu Grigore Andrei și mai speram la împărățel Mihai Aurel, care n-a reușit să ia medaia, nu numai locul 5, speram să iau și acolo medaia de aur, dar a prins un sportiv foarte talentat și cu calități de la Galați, unde l-a păcărit, al nostru fiind mai combativ, mai rău, dar n-a avut tehnicitatea și experiența ca să-l oprească pe Gălățean. Atenția antrenorului Nicu Tama se va îndrepta în perioada următoare spre o pregătire intensă, având o agendă competițională încărcată. Perioada 2-6 octombrie avem la Constanța Mănușa Litoralului, unde vom participa cu doi sportivi, Cătălin Cristea la 81 de kilograme și Împărățel Reu la 52 de kilograme. Tot în noiembrie, la începutul noiembrie, vom avea turneul internațional Centura de Aur. La fel, acolo participăm cu acești sportiv. În noiembrie, la sfârșit, avem și campionatul național olimpic universitar, unde participă 4 ani de vârstă. Noi, CSM-ul, sperăm să participăm cu 4-5 sportivi și acolo. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc domnului președinte Ciprian Ungulescu și Consiliului Local al Primăriei și Clubul Primăriei, care ne-a ajutat și ne ajută în continuare.